Marius Alexe peste Valentin Ilie, din nou Alexe, o pasă bună pentru Curtean, șutul lui Curtean, gol! Gol Dinamo, minutul 21, Dinamo deschide scorul în derbiul cu Steaua, punctează Alexandru Curtean. A fost mai prezent în ofensivă, mai încrezător în propriile șanse, iată pe Marius Alexe, cel care pasează foarte bine pentru Curtean, își așează mingea cu dreptul, trage cu stângul la colțul lung, Cătărușanu învins, Dinamo conduce pe Steaua cu 1-0 și în acest moment șansele Stelei la titlu devin și ele nule, la fel ca și speranțele lui Dinamo la coroana de campioană. Și totul a plecat de la acțiunea lui Marius Alexe, pe el îl felicită primul Dario Bonetti. Pentru Tatu, scoate din joc foarte bine pe Grigore, Tatu pătrunde în gareu și este penalti pentru Steaua, penalti scos de Leandro Tatu după o intervenție negligentă a lui Dragoș Grigore. Din penalti și la Brașov în etapa trecută, Rusescu, gol Steaua, gol! Au trecut steliștii de la golul lui Curtean și până la reușita lui Rusescu din penalti. Am revăzut intervenția lui Grigore, complet inutilă pentru că Tatu nu mai putea continua faza respectivă. Este un gol care pică cum nu se putea mai bine pentru roșialbaștri, cu puțin înainte de pauză, un gol de moral pe care execută Bourceanu, centrează pentru Ilie, gol! Mai multe decât au reușit în total Tatu și Nicolici, mult mai eficienți fundașii centrali sau laterali ai Stelei decât atacanții, cel puțin în această comparație, pentru că totuși Rusescu și Mihai Coste au 19 reușite în total împreună. Steaua începe excelent repriza, steliștii au executat de acolo loviturile de la colț, dinamoviștii au avut o problemă, centrează Bourceanu, gol! Face dubla! 6 metri sunt greșeli nepermise, iată, de la 6 metri Iliev rea necruțător și Steaua conduce cu 3-1 pe Dinamo, același scor înregistrat și în partida din tur. Atunci eroul Stelei era Raul Rusescu, acum Iliev devine noul idol al echipei din Ghencea. Iar Stoichi este un alt jucător al Stelei, căzut pe gazon, respinge Iliev. Ar fi o reală pierdere. Giaciacone, bără! Ce execuție! Ce șut a prins Giaciacone! Putea fi golul serii, însă Tătărușanu a respins în transversală. Rămâne Steaua Dinamo 3-1, minutul 70 și sunt probleme. Stelei ar fi prea de tot ca Mihai Stoichiță să mai pierdă un jucător înaintea finalei pentru titlu, putem spune, cu CFR Cluj. O finală care Țucudean continuă, Iliev încearcă să-l blocheze, Țucudean, gol pentru Dinamo, minutul 86. Ține, a demonstrat aici Țucudean, putea să paseze în lateral, însă a preferat un șut pe colțul scurt, foarte bine a plasat balonul Tătărușanu, a atins mingea, însă nu a putut să o împiedice din drumul spre gol, 3-2 și Dinamo pune din nou în pericol victoria Stelei și în același timp șansele echipei lui Mihai Stoichiță la